Rănirea bărbaților este necesară, atât timp cât durerea ne forțează să ne uităm în interiorul nostru și să ne luptăm cu demonii care ne inhibă creșterea. Rănirea a fost mereu o componentă crucială a ritualurilor de inițiere masculină în lumea maturității. Indiferent de gradul de rănire, ce în unele culturi putea atinge niveluri brutale sub forma mutilării corporale, ceea ce era sacrificat de fapt era sentimentul de securitate, de dependență, de confort, adică de toate aspectele universului matern. Și astfel, prin suferință, se făcea trecerea de la copilăria dependentă la maturitate, iar tânărul devenit bărbat își asuma rolul de păstrător și protector al valorilor simbolice ale tribului, prin stăpânire de sine. În prezent, în lipsa riturilor, în lipsa înțelepciunii tribale a bătrânilor înțelepți, bărbații sunt lăsați să traverseze acest imens abis, având doar o minimă modelare. Mai exact, ne trezim singuri în suferință, indecizie, rușine, mascând totul prin supracompensări macho și adicții. Rănirea inițiatică prevestea duritatea vieții ce va urma și definea masculinitatea ca fiind capacitatea de a face față și de a reacționa lucid în fața situațiilor de criză. Ca o consecință a lipsei ritualurilor de trecere, bărbații ajung să se îndoiască de propria lor masculinitate. În umbra lui Saturn, o supercarte de la editura Herald.